Pe Transfăgărășan și la Bâlealac au căzut primii fulgi de zăpadă din această toamnă. De altfel, în tot masivul Făgăraș a nins la altitudini mari, unde chiar s-a depus un strat de zăpadă. Zăpadă și temperaturi de îngheț și în Buceci, la 2500 de metri altitudine pe vârful Omu. Salvamontiștii le atrag atenția turiștilor că este o perioadă deosebit de periculoasă și nu trebuie să se aventureze în zonele de abrupt. Pe Transalpina este strat nou de zăpadă, iar pe unele porțiuni s-a format polei. Angajații de la Drumuri Naționale Târgu Jiu au intervenit cu materiale antiderapante. Avem un utilaj care pantulează permanent încărcat cu materiale antiderapant pentru a asigura condiții de circulație în siguranță pentru toți participanții la trafic. A nins abundent de la primele ore ale dimineții și la Harghita Băi, iar termometrele n-au urcat peste 0 grade. Nu suntem surprinși deloc. S-a întâmplat să ningă și pe 13 septembrie. Oricum, zăpada asta se va topi, pentru că de obicei mai vine vara babelor. Abia după aceea, ninsoarea adevărată. Se mai topește? Da, octombrie va fi lună caldă, așa spune. Eu nu sunt localnic și m-am mirat când am văzut zăpadă. Totuși, este prea devreme. În zonele acoperite de zăpadă, polițiștii vor verifica dacă șoferii și-au schimbat cauciucurile de vară cu cele de iarnă.